Ordinul Ministrului Sănătății, care îi obligă pe medicii de familie să asigure permanență, creează dispute. S-a întâmplat și în cadrul ședinței care a avut loc la prefectură, când directorul DSP Mureș a anunțat care sunt localitățile unde se vor înființa astfel de centre. Ordinul Ministerului Sănătății din 6 ianuarie 2011, în care se solicită întocmirea unei situații în localitățile de județul Mureș, unde nu este asigurat necesarul de medici de familie, și stabilirea de comun acord cu autoritățile locale de măsuri pentru înființarea de noi cabinete de medicină de familie. Nu suntem împotriva centrelor de permanență, dar conform Constituției și Convenției Europene a Drepturilor Omului, care a fost ratificată de România în 1994, munca forțată și munca obligatorie este interzisă. Directorul Direcției de Sănătate Publică Mureș le-a reproșat medicilor de familie că nici acum nu-și respectă orele de lucru și va organiza controale în județ. Asigurarea unor spații corespunzătoare, autorizabile din punct de vedere sanitar, respectiv sprijinirea medicilor de familie în vederea înființării de cabinete în localitățile neacoperite de medici. O altă problemă foarte mare referitor la poliție și pază. Avem colegi, nu toți colegii mei sunt ca mine. Sunt două femei subțiri, inclusiv asistenta. Colega mea care a făcut permanență la Livezeni a fost atacată de țigani noaptea. Medicii susțin că drepturile le sunt încălcate prin faptul că sunt obligați de Ministerul Sănătății să asigure permanență. Pot să vă spun că săptămâna viitoare vom începe un control în teritoriu la toate cabinetele medicilor de familie să vedem cum stăm exact în teritoriu, în funcție de timp și de posibilitățile de deplasare. În cazul înființării acestora, medicii de familie vor avea obligativitatea de a asigura continuitatea asistenței primare zilnic în timpul săptămânii între orele 15 și ora 8 dimineața, iar în zilele de sâmbătă și duminică și cu ocazia sărbătorilor legale, începând cu ora 8 dimineața și până a doua zi dimineața la ora 8. Conform ordinului, orele lucrate de medicii de familie ar urma să fie retribuite la nivelul salariului unui medic specialist în regim de gardă.